Salutare prieteni, bine ai venit pe canalul meu! După cum știți, am făcut un videotest și am văzut că funcționează, dar aștept în continuare opiniile voastre în limba română, un mesaj de încurajare, ceva, ca să știu dacă pot să continui cu acest gen de video și dacă este pe placul consumatorului de YouTube din România. Dacă vă plac structurile spectaculare, spectaculoase, fotbalul, Real Madrid, construcțiile istorice, structuri magnifice, aici le puteți găsi pe canalul meu. Acest canal se dedică a urmări pas cu pas reconstrucția stadionului Santiago Bernabeu, stadion ce aparține clubului Real Madrid. Eu trăiesc de foarte mulți ani în Spania, am cam 21-22 de ani aici. Sunt fan Real Madrid și când a început lucrarea, remodelarea stadionului, m-am dedicat acestor lucruri. Dacă acest gen de video este pe placul vostru, voi continua cu detalii despre și cum este reconstruit acest stadion. Voi actualiza săptămânal, o să găsesc o formă, pentru că eu fac foarte multe live în limba spaniolă, deoarece trăiesc aici și acestea au prins bine publicului din Spania. Dacă o să fie și pe gustul vostru, consumatorului de YouTube din România, o să continuăm cu video, detalii, o actualizare de la lucrarea spectaculoasă a stadionului. Acum nu știu dacă o să funcționeze, dar în continuare aștept mesajele voastre de încurajare, opinii, ce doriți să vedeți în acest canal în limba română, deoarece eu pot face mult mai mult material. De exemplu, eu merg în deplasări cu Real Madrid, pot face video din deplasări în limba română. Acum, cât de curând, cât lipsește? 14 zile, 13 zile? 13 zile până la finala Champions League, unde o să fiu prezent la Paris. Și este normal că pot face un video în limba română și îl pot prezenta pentru publicul din România. Deci, dacă ești fan Real Madrid, lasă o părere, o opinie. Dacă îți place acest gen de video, la fel, lasă-mi o opinie, o părere. Abonează-te la canal, like și lasă-mi părerea ta. Nu știu, poate așa o să pot urca mai mult material în limba română. Îmi scuzați gramatica, o mai scapă, mai mă blochez, deoarece comunic zi de zi în limba spaniolă. Acum, aceasta este o prezentare de astăzi, duminică, 15 mai, cum se prezintă structura colosală de la stadionul Santiago Bernabeu. De moment nu se poate face tururi stadionului în interior, deoarece este închis pentru schimbarea de poziție a muzeului. Dar în curând se va deschide muzeul și pot intra și în interior din nou, cum am făcut-o și până acum. Puteți să vă uitați un pic pe canal cam ce prezint și cam ce fac eu în acest canal. Când va fi deschis, clar, o să merg în interior, o să pot să fac video în limba română, îmi fac și în spaniolă, live-urile o să continue în spaniolă și dacă va avea succes aceste video, o să fac și live în limba română. La fel am și reacții la fiecare meci, dar este în limba spaniolă, dar dacă intrați pe chat, eu răspund și în limba română. Nu este nicio problemă, te-a răspunde în limba română. Deci, vă aștept pe canalul meu, Marian Madridista. Așa sunt și pe rețelele sociale, Marian Madridista, Facebook, Instagram, TikTok. Vă aștept cu mare drag, vă aștept părerile, opiniile, ce părere aveți. Vom continua cu acest gen de video sau nu? Dacă voi îmi vedeți
îmi veți da acordul, voi continua cu acest gen de video în limba română. Și mi-ar pare foarte bine și aș fi foarte fericit dacă va fi pe placul vostru consumatorilor de YouTube din România. În general, cam asta fac în acest canal. Vor fi mai multe și dacă va funcționa, o să am interviuri cu grupări de madridiști din alte țări, probabil și din România și de, nu știu, din toate zone, din America, din India, din mai multe zone ale lumii, cum se trăiește madridismul, fenomenul fotbal în alte țări. Așa că aveți ce vede în acest canal, pentru că dacă va funcționa, toate videourile vor fi în limba spaniolă și limba română în același timp. M-aș bucura enorm și aș fi foarte fericit dacă va funcționa aceste video în limba română și vă aștept cu o opinie, o părere, nu știu, un subiect, ce vreți să vedeți în acest canal. Abonează-te, like și activează clopoțelul, nu? Cum se spune în limba română. Așa, deci, dragi prieteni, vă aștept pe canalul meu, Marian Madridista. Abonează-te dacă ți-a plăcut acest video, like și lasă-mi opinia ta, pentru ca pe viitor să pot continua cu aceste video, acest gen de video, în limba română, pentru publicul din România. Care ești fan Real Madrid, mă găsești repede și putem vorbi. Putem discuta teme fotbalistice, poate îmi dai o idee ce pot, nu știu, ce este interesant pentru publicul din România în acest canal. Vă mulțumesc, vă salut cu respect și vă aștept pe canalul meu, cum v-am spus. Abonează-te, like, activează clopoțelul, notificările și un salut mare, mare, mare de tot pentru toți consumatorii de YouTube din România. Salutare!